dă din casa științei, eu sunt Andreea, iar astăzi vom demonstra că radical din 2 este un număr irațional. Un număr irațional este un număr care nu se poate scrie sub formă de fracție. Vom folosi metoda reducerii la absurd, prin care vom presupune că radical din 2 este un număr rațional. Atunci, noi putem să scriem pe radical din 2 ca un k supra l, k și l fiind numere întregi, l să nu fie 0, iar cel mai mare divizor comun dintre k și l să fie 1, ele fiind prime între ele. Ridicăm totul la pătrat să nu mai avem radicali și obținem că 2 este egal cu k pătrat supra l pătrat. Ne folosim de faptul că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor și obținem că 2l pătrat este egal cu k pătrat. De aici ar rezulta că 2 divide k pătrat, care rezultă la rândul său că 2 divide k. Atunci, noi putem să scriem pe k ca un 2n. Înlocuim pe k pătrat cu un 2n pătrat. Și vom obține că 2 ar fi 2n pătrat, e 2 la 2, care e 4, și n pătrat ar fi 4n pătrat supra l pătrat. Atunci ne folosim încă o dată de faptul că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor și obținem că 2L pătrat este egal cu 4M pătrat. Împărțim totul cu 2 și obținem că L pătrat este egal cu 2M pătrat. Atunci, din asta, ar rezulta că 2 divide L pătrat și care rezultă la rândul său că 2 divide L. Atunci, observăm că 2 divide și K, 2 divide și L. Atunci, ar însemna că cel mai mare divizor comun dintre K și L ar fi 2. Și ajungem la o contradicție care rezultă că radical din 2 nu este un număr rațional, ci un număr irațional. Mulțumim de video nou și nu uitați, fiți deștepți, că ți-ar geme!